Maia Sandu vrea ca Republica Moldova să fie dotată cu armament modern pentru orice potențial pericol. Neutralitatea nu înseamnă demilitarizare. Republica Moldova resimte din ce mai în ce mai acut amenințările Rusiei, drept pentru care președinta Maia Sandu consideră că țara ei trebuie să ia măsuri în acest sens cât mai rapid. Într-un discurs televizat, Maia Sandu a susținut că Republica Moldova are nevoie de armament modern, deoarece neutralitatea nu înseamnă că țara trebuie să fie demilitarizată. În acest sens, autoritățile din Moldova au declarat în repetate rânduri. Chiar și la întâlnirile cu NATO că trebuie să se ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea potențialului de apărare al țării. Neutralitatea nu înseamnă demilitarizare. Neutralitatea nu înseamnă demilitarizare sau indiferență față de ceea ce se întâmplă în regiune. Armata noastră trebuie să fie dotată cu armament modern în cazul în care va trebui să ne apărăm, a declarat Sandu. Ministrul Apărării din Republica Moldova a spus că este necesară crearea unor sisteme de apărare aeriană, însă momentan nu există fonduri pentru o asemenea investiție. Armata Națională a țării numără doar 6500 de militari, la care se alătură 2000 din rândul civililor. De asemenea, echipamentul militar este format din tehnică militară veche, sovietică. Republica Moldova își dublează bugetul pentru apărare în noul an, iar acesta va ajunge până la 1,697 miliarde de lei, adică aproximativ 87 milioane de dolari. Maya Sandu a făcut trimitere la neutralitate, deoarece conform Constituției Moldova este o țară neutră. Cu toate acestea, Republica Moldova are relații cu NATO încă din anul 1994 în urma planului individual al Parteneriatului pentru Pace. În acest sens, sondajele de opinie arată că peste 60% din populația Moldovei se pronunță împotriva apropierii Țării de NATO.